Artera de circulație la care se lucrează de zori va fi de fapt un drum național, DN73D, și a fost gândită în ideea fluidizării traficului rutier spre uzina Dacia. Este un proiect sub tutela Ministerului Transportului. Noi suntem parteneri acestui proiect. Noi am contribuit cu tot ce înseamnă utilități și terenul aferent, care sunt 6 hectare. Deci noi avem această participațiune la acest proiect. Finanțarea, licitația, finalizarea proiectului intră în administrarea Ministerului Transporturilor, compania Autostrăzii. Artera aflată în faza montării pilonilor va trece pe la CKD, va traversa calea ferată, bulevardul Dacia, Argeșelul, va trece pe la poarta 3 a uzinei Dacia și va coborâ în zona Robea. E dezastru pe partea asta la întâi, iar tirurile, dacă au rămas blocat drumul, tirurile numai pe un streacă, e o decizie bună. Acum decizia depinde la celor care sunt în măsură să facă lucrul ăsta, dar în principiu eu zic că da, este bine. Ce părere, pe cât se poate de bună, pentru reducerea traficului, pentru fluidizarea lui. Termenul limită pentru finalizarea lucrării este de 18 luni de la începerea proiectului, ceea ce înseamnă că în martie 2013 vom vedea primele mașini de mare tonaj urcând pe arteră spre uzina Dacia.